Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Nașterea lui Iisus. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 1 cu versetul 21. Îi vei pune numele Iisus. Dar înainte să ascultăm povestirea noastră, haideți împreună mânuțele și să ne rugăm. Scump Iisus, îți mulțumim pentru povestirea noastră specială de astăzi. Îți mulțumim că ne iubești atât de mult. Și noi te iubim, Iisuse. Amin. Cu mult timp în urmă, Iisus a promis că va veni în lumea noastră ca un prunc. Iisus a dorit să salveze oamenii din păcat și de toate lucrurile rele pe care aceștia le făceau. La vremea potrivită, Iisus s-a născut. Mama lui se numea Maria. Tatăl lui adevărat era Dumnezeu, dar soțul Mariei, care se numea Iosif, a ajutat-o să aibă grijă de pruncul prețios. Nu cu mult timp înainte de a se naște pruncul Iisus, Maria și Iosif au făcut o călătorie lungă. Ei au mers în orașul Betleem ca să plătească taxele. Iosif a încercat să găsească o cameră în care el și Maria să poată sta. Toate camerele sunt ocupate, a spus hangiul, dar puteți sta în grajd. Un grajd era o construcție în care sunt adăpostite animalele. Nu era un loc plăcut și curat în care să stea oamenii, dar acesta este locul în care s-a născut pruncul Iisus. Te-ai simțit vreodată atât de fericit încât îți venea să cânți? Așa s-au simțit îngerii când s-a născut pruncul Iisus și Dumnezeu era fericit. Trimite jos corul de îngeri, a spus Dumnezeu, spune cuiva veștile acestea minunate. Lângă Betleem, niște păstori își vegheau oile pe un deal. Dintr-o dată, o lumină puternică a strălucit în jur, împrejurul lor. Era un înger. Păstorilor le era frică. Nu vă temeți, le-a spus îngerul. Am vești bune! S-a născut Iisus! Îngerul le-a spus păstorilor unde anume să-l găsească pe Iisus. Apoi, dintr-o dată, cerul întreg s-a umplut de îngeri. Ce cântec frumos au cântat! Haideți să citim în Luca, capitolul 2, versetul 14. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Păstorii priveau uimiți, apoi la fel de repede precum veniseră, îngerii au și plecat. Cerul era din nou întunecat. Păstorii s-au uitat mirați unii la alții. Grăbiți-vă, haideți să mergem să găsim pruncul, au spus ei. Luându-și toiecele, și-au părăsit oile și s-au dus repede la Betleem ca să găsească pruncul nou născut. Maria și Iosif au fost surprinși când păstorii au venit să îi vadă. Am văzut un cor de îngeri, le-au spus păstorii. Îngerii erau foarte strălucitori. Ei au umplut cerul, au cântat cel mai frumos cântec și ne-au dat de veste că s-a născut pruncul Iisus. Mulți regi trăiesc în palate luxoase, dar pruncul Iisus s-a născut într-un grajd. Acest lucru nu i-a deranjat pe păstori. Pruncul Iisus nu arăta ca un rege, dar ei știau că era. Îngerii le-au spus lucrul acesta, iar păstorii i-au crezut. Lor nu le-a păsat că pruncul Iisus era foarte micuț sau că dormea. Ei au îngenunchiat și i s-au închinat, apoi s-au grăbit să plece. Ei doreau să spună și altora ce văzuseră și auziseră. Iisus și-a ținut promisiunea de a veni.
păstorii erau atât de fericiți. Sunteți și voi fericiți că Iisus a venit pe lume ca un prunc micuț? Iisus și-a părăsit casa frumoasă din ceruri și s-a născut într-un grajd. De ce a venit El în lumea noastră? El a vrut să ne ajute, să îi spunem nu lui Satana și păcatului. El ne iubește foarte mult. Nu-i așa că este minunat? Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Scump Iisus, îți mulțumim din suflet pentru că ai venit să trăiești în lumea noastră. Îți mulțumim că ai ales să te naști ca un prunc. Te iubim, Iisuse. Amin. Colțul părinților. Pentru o perioadă de timp, Maestatea Cerului, Regele Gloriei, a fost doar un prunc în Betleem și a putut reprezenta doar un prunc în brațele mamei sale. În copilărie, el a putut face lucrarea unui copil ascultător, împlinind dorințele părinților lui, făcându-și datoria în mod corespunzător. Asta pot face copiii și așa ar trebui să fie educați și instruiți. Să urmeze exemplul lui Hristos, el a acționat într-o manieră care a binecuvântat gospodăria în care a crescut, pentru că era supus părinților lui și astfel a făcut lucrare misionară în viața lui de acasă. Găsim scris acest paragraf în Semnele Timpului din anul 1894. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!